Bună, dragile mele și dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă povestesc despre cum am încercat-o pe cea de-a doua mea fetiță, Ruxandra, care are acum un an și 4 luni. Mai multă lume m-a întrebat pe Facebook și pe Instagram despre cum s-a desfășurat toată povestea asta și m-am gândit că poate ar fi bine să vă dau toate detaliile pe YouTube. Știu că sunt o grămadă de persoane interesate de subiectul ăsta, o grămadă de mămici. Dar înainte de toate, pentru cei care nu mă cunosc încă, am 34 de ani și două fetițe. Silvia, care are 4 ani, la fel a fost și ea alăptată și vă las în descrierea videoclipului povestea înțărcării Silviei. Și pe Ruxandra, care are acum un an și 4 luni, după cum vă spunem, și pe care am încercat-o acum 2-3 săptămâni. A fost o încercare bruscă, n-a fost o auto-încercare sau o încercare treptată. Știu că încercările bruște nu sunt recomandate, cel puțin în cărțile noi de parenting, e un fel de bau-bau al alăptării, această încercare bruscă, dar eu consider că povestea noastră a fost oarecum ok, n-a avut nicio consecință din asta dramatică nici pentru mine, nici pentru ea și de aceea vreau să vă povestesc, poate vă inspiră și pe voi sau, mă rog, vă interesează subiectul ăsta și atunci vreau să știți mai multe detalii. Și ca să nu lungesc introducerea foarte mult, haideți să vă povestesc de ce am luat decizia să o înțărc brusc. Ruxandra a fost alăptată exclusiv încă de când s-a născut, într-adevăr poate doar la spital să fi primit ceva suplimente de lapte praf în primele ore după naștere, pentru că e un proces un pic mai de durată până se pornește lactația, dar în rest a fost alăptată exclusiv de mine până în momentul în care am înțărcat-o, nu a primit niciun fel de altfel de lapte, de lapte de vacă sau formula. În primele luni de viață a mâncat foarte bine la sân, noaptea se trezea cam de 2-3 ori și se alimenta și după aceea se urca la loc, a fost un copil liniștit. După vaccinul de 2 luni, un pic parcă am simțit atunci că a dat peste cap sau poate pur și simplu a fost o coincidență cu un pusel de creștere, deci după 2 luni a dormit mai prost noaptea, dar în orice caz, pe măsură ce avansam în vârstă, a început să doarmă tot mai prost și decizia practic a fost luată pe fondul unei obosiri foarte pronunțate. Deci simțeam că nu mai pot să mă trezesc noaptea de 7 ori pe noapte ca să o alăptez pe ea. Nu era o problemă că trebuia să mă deplasez în altă cameră sau ceva de genul ăsta, nu. Era în pat cu mine, era dormea chiar lângă mine, dar faptul că se trezea noaptea și mă tot țâțilea așa și mă tot rodea acolo, practic mă trezea și nu mă lăsa să dorm ca lumea. În momentul în care practic îi introduceam sânul în gură, normal mă trezeam, nu puteam să fac chestia asta chiar în somn. Ea dormea, ce-i drept, dormea și tot sugea acolo, dar eu simțeam că nu mai pot și că nu mai am niciun fel de răbdare. Știți că se spune și cred că asta este bifat și prin cărțile astea de parenting, că în momentul în care alăptarea nu îți mai face plăcere, simți că nu mai este o conexiune între tine și copil, mai bine faci să încerci decât să continui ceva ce nu îți mai face plăcere și crezi că nu-i mai aduce un beneficiu copilului. Mai merg puțin în urmă, pentru Ruxandra am început diversificarea la 6 luni. La început nu a fost să mănânce absolut deloc mâncare solidă, aproape orice refuza. Am încercat și autodiversificarea, adică i-am pus bucățele să se servească singură, nici așa. Era complet dependentă de sân. Într-un fel, chestia asta m-a speriat pentru că Silvia a fost o fetiță care a mâncat foarte bine și din nou vă las în linkul, în descrierea videoclipului, un link către videoclipul despre diversificarea Silviei. O să fac unul și despre diversificarea Ruxandrei pentru că a fost o experiență complet diferită și care m-a stresat, vă spun sincer, destul de mult. Așadar, după 6 luni nu a refuzat total mâncarea, cam după un an a început să mănânce, cu insistențe, vă spun drept, adică am tot pistonat pe subiectul ăsta și am citit și cred că am citit și articole pe Facebook, am pus întrebări în grupurile de mămici, dar cumva încet, încet a preluat și ea așa și am încercat să-i dau cât mai puțin lapte. Am ajuns într-o perioadă, cam pe la un an și 2 luni, în care o alăptam dimineața, seara, poate în timpul zilei, dacă cumva se lovea și avea nevoie un pic de consolare și venea și trăgea de mine la sân, atunci îi dădeam și să bea lapte. Dar vă spun, noaptea se trezea foarte des și mi se părea că din ce în ce mai des se trezește. Dar pentru că a luat un avânt bun cu mâncarea și cred că a ajutat și faptul că am rărit alăptatul în timpul zilei, m-a făcut să cred și să-i spun și ei, să-i explic, deși mulți ar zice că la vârsta asta mică nu înțeleg mare lucru, eu cred că a înțeles, am început să-i spun că urmează să o înțărc. Și că nu-i mai dau lăptică, de fapt asta i-am spus, i-am explicat pe înțelesul ei, nu mai primești lăptic, ești fetiță mare deja, uită, pap, mâncare, lăpticul nu mai e așa de necesar, bla bla bla. Și i-am tot repetat chestiunea asta.
Am vrut, zice, să vă spun să o înțac pe la un an, dar pentru că pur și simplu condițiile din familia noastră nu au permis lucrurile astea. Soțul meu a fost plecat vreo 2 luni într-o delegație pe termen lung, departe, departe de casă. Singură cu 2 fete, mi-a fost foarte greu. Am avut câteva tentative în timpul nopții să, efectiv, să opresc alăptatul, dar pentru că am avut parte de niște istericale totale, nu am reușit și eu mi-am spus așa, decât să mă stresez și eu și ea, mai bine aștept momentul optim, momentul în care cineva mă poate ajuta, eventual să o ia în brațe, să o plimbe sau să, efectiv, să plec de lângă ea ca să o pot înțărca. Așa că am renunțat o perioadă destul de bună de timp, de vreo 2 luni, 3 luni, am zis gata, nici nu mai încerc, nu mai vreau să mă gândesc la subiectul ăsta. Cumva s-a întâmplat că și în timpul zilei am reînceput să o alăptez mai des. Dar mă rog, am încercat cumva să găsesc un echilibru. Ideea era că seara într-adevăr adormea la sân și ca să renunțe la treaba asta, am încercat să-i dau să mănânce înainte de a ne culca, să stăm în sufragerie, să ne bucurăm de momentul ăsta, iar de dormit efectiv, de adormit, să nu-i mai bag sânul în gură și să încerce să stea lângă mine, să pun o muzică relaxantă și să adormă împreună cu sora ei, cu Silvia, aici acum în pat cu mine. Și a funcționat. Deci, într-adevăr, am avut o perioadă de vreo câteva săptămâni în care am scos sânul de seară. L-am scos în sensul că nu mai adormea la sân, ci mânca înainte de a dormi. Și asta a pregătit-o, cred, și pentru partea de înțărcare. Am luat decizia că acum când am fost de pași la Turda la mama mea, și vă mai las un link în descrierea videoclipului cu perioada asta Paștelui, cum am vopsit ouăle cu fetele mele și cu la mama acasă, la Ioana Moldovanu, și ea e pe YouTube, dacă cumva nu știți deja. Așa, i-am zis lui mama că trebuie neapărat să mă ajute, oricum mama mă cam bătea la cap să o înțărc, doream și o chestie asta, dar nu vreau să o fac sub o presiune externă, ci să vină din interiorul meu, și venea și din interiorul meu, dar nu-mi place să-mi bat efectiv lumea la cap. I-am zis să mă ajute și ne-am gândit așa, prima noapte când ajung acasă, era și tatăl meu acasă, ok, rămâne cu mine, ne refamiliarizăm unii cu ceilalți, dar după aceea eventual să o preia ea câteva zile. Eu aveam în plan și să plec de acasă, de la Turda, până la bunica mea la Bacău, împreună cu Silvia și tatăl meu, deci cumva să dispar complet din peisaj, iar apoi să vedem ce-a fi, cam așa ne-am gândit. În prima noapte, când a dormit cu mama mea, a plâns, într-adevăr, mi-a spus mama că n-a plâns mult, a plâns vreo 5 minute, i-a dat apă, apă pe care a acceptat-o. Apropo, cu apa încercasem și eu când eram la București, deci doar eu cu ele, încercasem și cu apă și ai niște crize din astea totale. Lucru care nu s-a întâmplat la Silvia când i-am oferit apă, într-adevăr a plâns, dar nu știu, cumva la Silvia a fost mult mai ok trecerea asta spre a bea apă în timpul nopții. Detaliile puteți vedea în videoclipul de care v-am spus și pe care l-aveți în descrierea videoclipului. Și așa, rămăsesem la Turda. În prima noapte cu mama, a rămas cu fetița. Eu am dormit la bunicul meu, adică am încercat să plec de tot din apartament, pentru că știam că dacă o să o aud că plânge, am tendința să mă duc la ea, evident. Plus că, efectiv, se umflă sânii. Nu știu dacă ați observat cele care alăptați, în momentul în care auzi copilul că plânge și că cere, organismul cumva reacționează în mod așa inconștient. Bun, a trecut prima noapte. A fost prima noapte pe care eu am petrecut-o departe de Ruxandra, pentru că până atunci era tot numai împreună cu mine a stat. Eu m-am bucurat cumva de câteva clipe de liniște, dar nu completamente, pentru că mi-am uitat acasă dopurile de urechi. Eu nu pot să dorm dacă nu am dopuri de urechi și am auzit toate mișcările din curtea bunicului meu. De fiecare dată când trecea câinele, fugea prin grădină și mișca o frunză, eu auzeam. Mi se pare, știu că poate pare așa amuzant, dar în momentul în care dorm, eu parcă aud mai tare ce se întâmplă în jur. Parcă alte simțuri se atrofiază așa și se perfecționează auzul. Așa, am ajuns acasă dimineața, a tras de mine puțin de sân și i-am spus, gata, mami, ești fetiță mare, acum nu mai ben lăptit la sân, n-a insistat. Deci asta mă face să cred că ea efectiv am înțeles ce am povestit. Apoi, de fapt, cred că așa m-am gândit acum, de foarte multe ori mă gândesc și mi-aduc aminte de ultima masă de sân pe care am dat-o, cred că a fost, că nici nu mai țin exact, dar în orice caz, sau după noaptea asta, cred că după noaptea asta, nu. Înainte de noaptea asta, ultima masă de sân i-am dat-o la amiaz. Așa este. Ultima masă de sân i-am dat-o la amiaz. Și știu că am conștientizat atunci exact alăptatul ăla ca să mi-l aduc aminte ultima masă de sân pe care probabil o să dau unui copil în viața asta. Nu am de gând să mai fac alți copii. Așa că a fost, o să rămân așa în amintirea mea. Mă bucur că am captat momentul, pentru că la Silvia nu mai țin minte exact când a fost ultima masă de sân. Ia, auto-înțărcându-se.
Așa, după asta am plecat la Bacău cu Silvia și cu tatăl meu, deci a rămas 2 zile, o noapte și 2 zile fără mine. Mi-a spus mama că a mâncat super bine în sâmbătă, practic n-a fost o plecată. Și atunci cred că și-a mai redus nevoia de lăptic. Când am ajuns duminică, era un pic agitat, am simțit-o. S-a bucurat foarte tare că m-am întors. M-am băgat cu ea în pat. A încercat mama mea din nou să o adormă. S-a enervat foarte tare, m-am băgat cu ea în pat și efectiv lua așa cu mânuțele și zicea, mama, mama. Dar tot explicam și în același timp că nu-i mai dau lăptic, dar eu sunt acolo pentru ea. Vorbeam calm cu ea, încercam să nu ne stresăm niciuna dintre noi. Și cumva a funcționat foarte bine, nu mi-a mai cerut nici în timpul nopții. Apoi, următoarele nopți, în timpul zilei, tot așa, nu prea au cerut pentru că oricum era cumva obișnuită să nu mai mănânce așa mult în timpul zilei. Și noaptea, deci așa de simpatică era, eram cu mama, dormeam cu ea și deci cu Luxandra și cu mama în dormitor. Și se trezea în timpul nopții și efectiv arăta așa cu mâna, apa, apa, cerea apă în timpul nopții. Și încet, încet am mai tras, cred că, de 2 ori de bluza mea, dar în rest, și am spus, i-am explicat cu calm atunci că nu mai păpăm de la sân și a funcționat. Deci a fost o încărcare bruscă, dar nu greoaie, să zic. A fost o încărcare destul de simplă. Și bunicul meu într-o zi a avut o idee să-i dăm lapte de vacă un pic călduț într-o sticlă din aceea de Aqua Carpatica și când am văzut era prin curte și tot bea din sticluța aia, era mega încântată. Deci, na, am încercat să-i mai dau lapte de vacă. Am crezut că nu o să-i placă laptele de vacă pentru că nici mie nu-mi place, sincer să vă spun, și nici Silviei nu i-a plăcut. I-am mâncat foarte multe iaurturi și brânzeturi după ce am încercat-o și n-am considerat că e chiar super necesar să-i mai dau lapte de vacă. Există și opțiunea asta. Dar Ruxandra îi place și i-a mai dat așa în sticluță. După am fost căpia și Silvia. Na, foarte bine m-am gândit. Le-am cumpărat de la Napolac varianta bio de lapte și de la Zuzu varianta bio să bea lapte cât cuprinde. Și cam asta cred că ar fi cu înțărcarea. Ne-am întors acasă, n-am mai cerut, poate mai vine așa la mine să se mai concolească, dar nu, n-am mai simțit că ar vrea neapărat sân. Și da, s-a întâmplat, fericit acum. Câteva detalii să vă dau despre cum au reacționat sânii mei și partea asta de lactație. După prima noapte în care nu am dormit cu ea și practic ea era obișnuită să mănânce mult în timpul nopții, nu am simțit că mi s-a umflat foarte tare. În schimb, în primele 2-3 zile, am simțit efectiv că mi se umple foarte tare și simțeam, știți că se simte așa ca niște mici biluțe de lapte la sâni. Ca să încerc să domolesc un pic lactația asta, am luat inițial niște ceai de ștevie. Am citit pe internet că ar fi bun și scrie într-adevăr și pe prospectul lui de la Fareth am luat că nu este recomandat femeilor care alăptează pentru că încetinezi lactația. Am vorbit cu o prietenă, mi-a spus că ar fi totuși mai bine să nu mai ingerezi lichide așa de multe pentru că stimulează lactația și într-adevăr când alăptezi e bine să bei mult. Deci cumva, cred că erau 2 efecte care se suprapuneau și care nu era bine să se suprapună. Așa că am găsit la un plafar pastile de ștevie, care sunt că foarte bune și pentru tonusul general și pentru digestie. Și am luat pastilele astea de ștevie, care și-au făcut efect aproape imediat. Am simțit că nu mai pompează. Știți că în momentul în care produci lapte, efectiv simți cumva că ți se încălzesc, așa sunt și că se umflă și am simțit că s-a domolit acea senzație de producție de lapte. Pastilele astea de ștevie scria pe prospect că se iau 6 pe zi, deci câte 2 după fiecare masă principală, dimineața la prânz și seara. Și le-am luat timp de vreo 4 zile maxim, cred, și încet, încet sânii s-au mai desumflat. Nu i-am lăsat doar umflați, am mai stors eu câte un pic manual, nu am băgat pompa, nici n-am avut-o la turda, dar i-am strâns așa cu mâna câte un pic și cred că câte un pic așa într-un păhărel mai storceam ca să nu... Că mă dureau efectiv, adică erau zone care erau foarte tari și nu au vrut să fac mastitexă și riscul ăsta să se blocheze canalele. Acum ce-i drept și mama m-a încurajat și mi-a spus că la 1 an și 4 luni este foarte improbabil să mai faci mastite, că totuși producția de lapte nu e mai la fel de mare ca la început, când ai bebelușul foarte mic. Adică, na. Și am încercat așa să stau on the positive side ca să funcționeze totul cât mai bine. Și cam o săptămână și 4-5 zile a durat, nu durerea, că nu mă dureau sânii în momentul în care stăteam pur și simplu, dacă îi atingeam din greșeală sau așa. Și după 4-5, o săptămână și 4-5 zile am observat că se o cam desuflat, am început să pot din nou să dorm pe burtă. Mie îmi place foarte mult să dorm pe burtă. Și acum, au trecut, cred că 2 săptămâni de când am încercat-o, mi se pare că mi s-au micșorat efectiv sânii, mi se pare că mi sunt mai mici decât înainte, deși
purtând, apropând sutienele pe care le aveam înainte de sarcină, mi zbune. Deci ziceam că asta era de fapt mărimea naturală a stânilor. Eu în sarcină cred că am avut cam 30, 34, asta e echivalent cu 75 EF. În orice caz mi-au crescut stânii foarte mult, au fost umflați. Eu, în mod normal, port 75 D, echivalent 34 D. Știți că sunt două feluri de mărimi. Și cam asta a fost cu înțărcatul. Mă bucur că am înțărcat pentru că nu mai aveam răbdare și nu mai vroiam chestia asta, efectiv nu mai puteam. Am încercat să nu mă stresez nici eu. Sfatul meu pentru mine ar fi dacă vă poate ajuta cineva, mi se pare aproape imposibil singur, chiar dacă vine cineva acasă poate ar fi mai bine sau, acum gândindu-mă așa și analizând la rece, cred că totuși este mai bine pentru copil să schimbe un pic mediul. Deci dacă poate fi dus la bunici, dar nu abandonat pe mai multe zile, deci acolo un pic să vă ajute cineva să vă desprindeți, cred că funcționează destul de ok. No, și cam asta ar fi, că nu vreau să lungesc povestea foarte mult, am un vlog imens. Un videoclip pe care vreau să-l abordez săptămânile viitoare și referitor la care am primit o grămadă de întrebări este cum gestionăm mâncarea copilașului, bebelușului în vacanță, a bebelușului sau a copilului foarte mic, recent diversificat. Și videoclipul ăsta cred că ar fi de interes pentru multe mămici. Să spuneți dacă aveți alte videoclipuri, alte subiecte, mai ales acum aproape de vacanță, nu știu, poate ce medicamente luăm, ce probleme putem să întâmpinăm și cum să le facem față. M-aș bucura să vă ajut. Și cam asta ar fi pentru azi. Vă pup și să ne revedem cu bine într-un nou videoclip. Ciao!